mai există locuri în care timpul se măsoară în veacuri. Îndepărtate coclauri zugrădite cu pânze de ceață ascultă șuierul vântului sau șoaptele lumii. Plaiuri învelite în viță și iarbă coboară infinitul mai aproape de inima de granit a hercinicilor, străvechi masiv muntos cu formațiuni megalitice pe creste. Tainic oglindite în unduirea albastră a Dunării, Fisos, cum o numeau fenicienii la anul 1000 înainte de Hristos, când credeau că-i fluviul ce înconjură lumea. Dincolo de freamătul pădurilor deloc trufașe astăzi, dar blânde și înmiresmate de florile de tei, nordul Dobrogei este un ținut de piatră, de legendă, de soare și de întinse suprafețe cu viță de vie, cultivat aici încă din antichitate. Se spune că apele potopului i-ar fi purtat corabia lui Noe până la munții cei bătrâni, falnici atunci, cu fruntea la cer, loviți de talazurile mării. Se spune că aici ar fi locul unde Noe a plantat primul butuc de viță de vie, care a crescut apoi spre cer ca un adevărat arbore al vieții, plin de poamele dulci și zemoase din care Noe a făcut primul vin, cel ce i-a adus putere și veselie. Apoi a învățat pe oameni să cultive pomul vieții. Mai târziu, călugării misionari ce și-au găsit liniștea în munți au ridicat schituri de rugăciune și au desăvârșit culturile de viță și taina vinului. Călătorii antici ajunși în zonă scriau uimiți: patria viței de vie trebuie căutată în ținuturile păduroase, bogate în liane ale Pontului și ale Traciei, până dincolo de Dunăre, locul unde, spunea Homer, bărbații și femeile beau vinul după moda ascitică, neamestecat cu apă din cornuri mari de cerb, care treceau din mână în mână. Podgoria Sarica Niculițel se desfășoară pe cel mai vechi pământ al țării, pe dealurile hercinice, înnobilate de solul aluvionar al Luncii și deltei Dunării. De la Tulcea la Măcin, relieful este extrem de variat, cu subunități înalte și voi adânci, cu ochiuri de apă și păduri de sălcii, și apoi munții cei bătrâni, dealuri frământate de timp și traversate de văi și depresiuni. Cultura viței de vie, favorizată de condițiile naturale, este o veche ocupație a localnicilor, pentru că în toate timpurile vița a crescut pe colinele ce mărginesc munții, de aici și geneza cuvântului Podgorie, care vine din slava veche și înseamnă sub munte. Păstrând tradiția multimilenară a locului, complexul vitivinicol Alcovin, singura firmă cu acționariat român-belarus din România, înființată în anul 2002, membra patronatelor de ramură, continuă să scrie povestea vinurilor de Măcin în arealul unor rezervații naturale, martore la facerea lumii, mereu cu fața la soare și rădăcinile adânc împlântate în solul hercinic, rădăcini de viță îngemănate cu rădăcinile de granit, cu veri călduroase și precipitații ușoare, cu toamne lungi și ien severe, masivul viticol este binecuvântat de lumina divină. La calitatea vinurilor din areala viticolă, mă refer, Cerna, așa, e datorită structurii solului, care este un calcar nisipos, așa, vinul obținut, așa cum am spus și adineaură, devine foarte, foarte extractiv și tipic solului respectiv. Și o corelare armonioasă între fructozitate și glucoză. Și o aciditate moderată, exact cum îi place consumatorului. Centrul vitivinicol de la Măcin desfășoară pe 200 de hectare de pământ vechi de când lumea o podgorie cu personalitatea locului. Cetatea titanilor ce deapănă povestea primilor oameni care au descoperit puterea fără seamănă a poamelor vieții, ce au dat apoi licoarea zeilor și regilor, pentru că vinul, vânatul și peștele de aici a făcut deliciul curților regale din Polonia și din Rusia, a ajuns și la Viena, la Paris, după ce a trecut prin triremele grecilor, prin galerele romanilor, prin caravanele bizantine și în galioanele venețiene, prin balozanele turcești sau prin vasele corsarilor.
În 2003 am luat o medalie de argint la Muscat du Monde. Încă eram, să spunem, la începuturi, ceea ce ne-a încurajat foarte mult și ne-am dat seama că putem, cu strugurii din această zonă, putem să facem vinuri de foarte bună calitate. Și, într-adevăr, încet, încet, pas cu pas, am ajuns la un renume în această zonă, la o calitate indiscutabilă și, la fel, suntem într-o perioadă de extindere a unor suprafețe noi de vie, a unor soiuri noi, cum ar fi, sunt soiuri acum nou apărute în zonă, Shirazul, tămâioasa românească, Cabernet Franc, soiuri care în zona noastră, în zona Dobrogei, se găsesc foarte puțin. Regăsim aici două perioade de vegetație, de repaus din toamnă până în primăvară și de vegetație activă. Este perioada care cumulează 6 fenofaze: plânsul viței, creșterea lăstarilor, înfloritul, creșterea boabelor, maturarea boabelor și a lemnului și căderea frunzelor devenite ruginii. Primăvara de vreme, specialiștii taie via. Cepul de rod este porțiunea din coardă purtătoare de lăstari, scurtată la 1-3 ochi de iarnă. Aici via și-a statornicit obiceiul potrivit căruia coarda de rod trebuie să se afle pe o coardă de 2 ani. Frunzele dezvoltă planta prin procesul de fotosinteză, iar strugurii sunt florile care se transformă în boabe și inflorescențele în ciorchini. Se spune că strugurele este acumularea de soare în bob, ci distinge în 4 faze de dezvoltare a strugurilor. Creșterea, care începe odată cu formarea bobului și continuă până când acesta atinge pigmenții coloranți, până când bobul capătă dimensiuni aproape normale și începe să se înmoaie și să se coloreze. Urmează perioada de pârgă și este marcat în felul acesta începutul procesului de coacere, de colorare a strugurilor, o perioadă ce durează în medie 10-15 zile. Strugurii albi capătă nuanțe gălbui, iar la cei negri apar din ce în ce mai multe nuanțele roșii. Boabele câștigă în volum și în elasticitate. Începe să se simtă gustul dulce. Perioada de coacere sau de maturare desăvârșește principalele procese în 30-35 de zile sau 35 până la 55 de zile. Este o perioadă caracterizată prin diminuarea intensității proceselor energetice și de respirație, fapt ce duce la o acumulare masivă de zaharuri reducătoare, la diminuarea acidității și biosinteza unor compuși. Se formează și acumulează compușii fenolici și, în special, substanțele tanate, crește aroma și conținutul de elemente minerale. Se acumulează vitaminele, se lemnifică ciorchinii și semințele devin brune. Maturitatea deplină se caracterizează printr-o pieliță fină, elastică, iar biochimic se stabilește un echilibru în conținutul de glucide și aciditate, fapt ce se apreciază prin indicele glucoacidimetric sau indicele de maturare. Strugurii se culeg la maturitate deplină. Culesul începe într-o zi frumoasă, ca și fecioarele cu flori în păr, cu arome dulce, amărui de fructe șăgalnice, suave și romantice. Conform tradiției, bucuria recoltei transformă culesul strugurilor într-o sărbătoare. După calendarul popular, moșii și strămoșii acestor locuri începeau culesul de Cristoul viilor, despărțirea de vie. Această răscruce se petrecea în apropierea echinocțiului de toamnă. O
oamenii nu uitau niciodată strugurele lui Dumnezeu, adică ultimul butuc de vie, care rămânea întotdeauna necules. Strugurii erau pentru Dumnezeu și pentru păsările cerului. Și știau să se bucure de frumusețea și de magia lucrurilor sfinte și de poveștile unui întreg arsenal de credințe și de practici ce trimit spre timpul sacru al începuturilor. Așa își încep strugurii drumul către licoarea regală, cea aducătoare de putere și plăcere în egală măsură. Strugurii sunt transportați în bene metalice protejate cu lacuri antiacide, proaspăt culeși, nezdrobiți și neamestecați. Recepția se face cantitativ și calitativ, în sensul că se stabilesc în laborator indicatorii fitosanitare ai strugurilor. Se face un examen refractometric al concentrației de zaharuri și se evaluează potențialul alcoolic. Se stabilește nivelul de aciditate titrabilă și pH-ul. Odată ajunși în centru vitivinicol, strugurii sunt descărcați în buncărul de alimentare cu melc inoxidabil. Specialiștii au elaborat deja tehnologia de obținere a mustului. Ei folosesc o tehnică avansată pentru un produs ireproșabil. În cadrul fiecărui soi, nu trebuie să depășească mai mult de 7.000-8.000 de kilograme de struguri la hectar ca să poți să obții un vin de calitate. Începând de la recepția calitativă, cantitativă, urmând cu desciorchinarea, zdrobirea, unde am finalizat două tipuri de fluxuri pentru cele două tipuri de vinuri alb și roșu, întrucât schema tehnologică este diferită în cazul vinului alb și în cazul vinului roșu, vă spuneam, începând de la desciorchinare, zdrobire, continuând cu presarea care se face pneumatic. Asta înseamnă că presarea se face numai pe bază de aer. Este un utilaj foarte modern care are un display căruia utilajului poți să-i fixezi durata de presare, presiunea și randamentul de obținere a mustuielei. Reușim să facem această fermentație dirijată și reușim să păstrăm parametrii mustuielei la 18-20 de grade în cazul vinurilor albe și la maxim 25 de grade în cazul vinurilor roșii. Și aș încheia cu secția de frig, cu crama, cu secția de condiționare, în care în toată perioada anului temperatura este constantă de aproximativ 12 grade. Asta ne ajută să păstrăm produsul finit în condiții optime. Desciorchinarea sau zdrobirea este prima verigă a lanțului tehnologic și constă în separarea boabelor de ciorchini, spargerea pielițelor și destrămarea pulpei pentru punerea în libertate a sucului vascular, deci a mustului. Utilajul execută zdrobirea a 5.000 de kilograme de struguri în 30 de minute. Operațiunile sunt precise și diferite pentru vinuri albe și pentru vinuri roșii. După zdrobire se execută operațiunea de sulfitare a mustului într-o proporție stabilită pentru protecția antioxidantă a compușilor cu valoare enologică din mustuială și din must. Procesul tehnologic până la acest moment este asemănător pentru vinurile albe și pentru cele roșii, cu mențiunea că gradul de sulfitare este diferit. Pentru vinurile albe urmează separarea mustului ravac, care provine chiar din centrul bobului. Este bogat în zahăr, acizi, substanțe azotoase și tanin. Presa pneumatică discontinuă realizează epuizarea boștinei în must cu presiune specifică stabilită printr-un program. Se asigură în felul acesta o presare progresivă și elastică. Se evită contactul cu suprafețele metalice și se obține un randament mare în must. Limpezirea sau eliminarea suspensiilor din must se realizează sub acțiunea forței gravitaționale, prin tratament enzimatic, prin sulfitare sau cu ajutorul frigului. Vasele de fermentație sunt umplute apoi cu must limpezit, lăsând un gol de fermentație de 10% din volumul vasului. Pentru vinurile albe de măcin sunt utilizate drojdii selecționate cu caracter neutral în doze stabilite de specialiști conform studiilor efectuate anterior. Tot procesul de fermentare este dirijat cu ajutorul schimbătoarelor de căldură.
Se umplu golurile pentru evitarea oxidării accelerate și după 10 până la 12 zile, de la desăvârșirea fermentației, se trage vinul de pe drojdie. Vinurile roșii au alte caracteristici față de cele albe. În procesul de macerare, fermentarea are loc în rezervoare speciale, verticale, cu o capacitate de 25.000 de litri, denumite explicit vinificatoare. Acestea se umplu cu mustuială în proporție de 80-85%. După o fermentare de 24 până la 36 de ore, la o temperatură de maximum 25 de grade Celsius, se separă mustul ravac și se presează boștina cu presa pneumatică în parametrii specifici programați. După asamblarea și umplerea golurilor, se realizează fermentația malolactică, o fermentație secundară produsă de bacterii pentru dezacidifierea biologică a vinului, pentru transformarea acidului malic în acid lactic și dioxid de carbon. După 10 zile, se trage vinul de pe drojdie. Vinurile de măcin sunt o adevărată magie a naturii. Vinul nu este o simplă băutură. Vinul cuprinde un ansamblu imens de compuși care conferă calitate și personalitate, pentru că, dintre toate alimentele, vinul este cel mai complex. La poalele chercinicilor, vinurile de măcin sunt îmbuteliate în sticle de unică folosință, de 750 ml și în beguri de 5 sau 10 litri. După ce sunt clătite cu apă rece și dezinfectate cu soluție de bioxid de sulf, sticlele ajung pe banda de umplere și dozare, echipată cu un dozator cu 12 capete de umplere. Sunt apoi docuite și protejate cu gaz inert. Sunt capișonate și ajung la etichetare, datare și aplicarea hologramei vinuri de origine controlată, pe o linie pentru etichete cu adeziv și o linie pentru etichete autocolante. Linia automatizată de îmbuteliere are o capacitate de 2500 de sticle pe oră. Vinurile de măcin se obțin doar din struguri. Diferențele de la un vin la altul provin de la diferitele soiuri de struguri, de la substratul litologic, în cazul nostru roci prehercinice, metamorfice și sedimentare, granite și granodiorite cu cernoziomuri antropice, de clima, tempera continentală și, nu în ultimul rând, de momentul în care sunt recoltați și de complexul proces tehnologic stabilit de specialiștii Centrului Vitivinicol Alcovin pentru a produce licoarea care face deliciul consumatorilor. La finalul anului viticol, vinul este degustat și analizat chiar în vie. Soarele, Dunărea, ambientul și teroarul din zonă îi dă într-adevăr o putere și o catifelare pe măsură. Este extractiv, este corpulent, dar vedeți, are niște tanini și o agresivitate ușoară, dacă mai moderată, așa, mai moderată, plăcut consumatorului. Plăcut. Este un vin băubil, e un vin interesant și vinul va fi și mai interesant după o perioadă de învechire, de minim 5-6 ani. Degustări se pot face și la Crama Dobrogeană, din incinta Centrului Vitivinicol de la Poalele Hercinicilor. Rotirea sau dansul vinului este faza premergătoare a aprecierii olfactive. Se stabilește cantitatea de glicerol și de alcool, dar și onctuozitatea vinului. Rotirea vinului determină în același timp eliberarea mirosurilor, căci după miros îți dai seama de soiul strugurilor folosiți, de vechime, de calitățile vinului. Localnicii povestesc adeseori despre un erou legendar, Terente, haiducul bălților de loc din Carcaliu, un personaj cu personalitate puternică, iubit de femei pentru virtuțile sale.
Oamenii spun chiar că adeseori Terente trece și astăzi prin vie, în tropotul calului și are grijă de putgoria lui Dumnezeu. La pivnița lui Terente, călătorul obosit de drumul pe munte în căutarea cetății vulturilor sau a balaurului Dobrogean va regăsi intimitatea unui loc plăcut și cunoscut parcă dintotdeauna. În vinotecă sunt vinuri medaliate la concursuri din țară și din străinătate, acolo unde vinurile de măcină au fost deosebit de apreciate de specialiști de renume. Ținut de istorie și de legendă, ținutul hercinicilor cu viile întinse între rezervații naturale strict protejate oferă celor care îi străbat drumurile, peisaje de vis, cetăți străvechi în care se mai aud șoaptele moșilor și strămoșilor care au învățat să cultive vița de vie de la sacerdoții primilor oameni. Oferă case ale poeziei unde un tânăr visa la lumea cea mare acolo sus, pe vârful Chervantului. Și te ajută să auzi stihuri de îngeri în preajma unor mănăstiri străvechi vegheate de martirii Domnului ce-au adus credința niceană la gurile Dunării. Este un privilegiu pentru cel care își începe călătoria în țara de granit dintre colinele cu viță ruginie să afle legenda vinurilor și povestea munților. Cu tațăniera primară, acum peste 400 de milioane de ani, falnici în tinerețea lor, acum doar niște rădăcini cu colți răzleți, izolați, despărțiți prin prăbușiri întinse și adânci, e ca un câmp de bătaie între ciclopi. Te crezi într-un ținut fermecat. Fiecare piatră are parcă chipul unor ființe ce stau de vorbă. Asculți povestea de taina munților, bătrâni sfetnici ai timpului, și te poți pierde în lentoarea albastră a bătrânei doamne Europei într-o excursie cu vaporeto pe Dunăre, până ce ajungi la marginea predeltaică populată de păsările lumii, ce poartă cu ele legendele oamenilor. Și apoi descoperi orașul Măcin, cu ținuta lui de târg de provincie, oraș străvechi cu amintirea credinței în Jupiter și a venerației localnicilor față de regii geți și a celor ce au construit aici vicina, orașul hercinicilor, prin care au trecut drumurile pe care astăzi calcă turiștii. Drumul granitului, drumul vinului, drumul sclavilor. Ce poate fi mai plăcut decât să asculți toate legendele acestor locuri de poveste la un pahar cu vin hercinic? Aligoteul galben verzui, preferat ca tânăr, cu notă de proaspăt curat și răcoritor, muscatotonelul galben ca uleiul și aromat ce transmite forță, conturată de un gust deosebit, plin, armonios, cu o plăcută nuanță catifelată, feteasca regală, galben aurie, ce impune prin mireasma și aroma florilor de câmp, Sauvignon blanc, un vin galben canar cu reflexe verzui, cu aromă intensă de iasomie și flori de viță de vie, Merlot, un vin roșu rubiniu, astringent și taninos, cu gust catifelat și aromă de fructe de pădure. Sunt vinuri livrate pe piața internă și pe cea internațională. Sunt vinuri produse într-o zonă unică, într-o podgorie cu tradiție, un vin apreciat de consumatori în toate timpurile. O poveste care continuă să se scrie din antichitate și până astăzi. Pe plaiul teluric, devenit în ordinea lucrurilor sacre gură de paradis, în lumea giganților de granit ce-au plămădit cel mai bun pământ pentru vița de vie, povestea continuă. O poveste pe care merită să o asculți până la capăt. O poveste pe care merită să o sorbi până la ultima picătură.